uitându-mă spre cei ce sunt astăzi îmbrăcați în haine albe, nu pot să încep altfel decât zicând slăvit să fie Domnul. Amen. Pentru că iată cei ce sunt îmbrăcați în haine albe sunt rodul suferințelor Domnului Isus Hristos de la Golgota. În același timp, când mă gândesc la biserica Philadelphia de aici din Portland, trebuie să mai zic o dată slăvit să fie Domnul. Și aceasta pentru că astăzi mi e dat să văd încă o dată o biserică roditoare. Și o biserică nu poate să fie roditoare decât atunci când, ca și mlădița, rămâne în viță. Și cred că Biserica Filadelfia este o biserică care rămâne în Hristos și de aceea aduce mult rod. Slăviți să fie Domnul. Vreau să mulțumesc păstorului, păstorilor bisericii pentru că mi-au dat ocazia să fiu împreună cu dumneavoastră la acest eveniment și pentru mine este o mare bucurie, nu doar cei îmbrăcați în haine albe, ci dumneavoastră, toți cei ce v-ați adunat aici, ca împreună să celebrăm, să înălțăm pe Domnul. Și dacă ați fost atenți la prima rugăciune pe care fratele Daniel a înălțat-o aici, în serviciul acesta, ea avea în vedere faptul că centrul și focusul nostru al tuturor aici rămâne Isus Hristos. De aceea aș vrea să citesc astăzi un cuvânt din Sfânta Scriptură, un singur verset din Scriptură, mai precis din epistola Apostolului Pavel către Roman, de la capitolul 11, versetul 36. Și iată ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El. Sunt toate lucrurile a Lui să fie slava în veci. Amin. Am ascultat cuvinte pornite din inimă, rostite către cei îmbrăcați în haine albe, dar vă rog îngăduiți-mi mie să mă adresez tuturor celor ce sunt astăzi prezenți și m-aș bucura ca și cei ce sunt aproape și cei ce sunt mai departe să fie atenți la... Câteva lucruri pe care vreau să le subliniez astăzi. Aș vrea să vorbesc despre lucruri pe care acești 66 de tineri le-au înțeles și pe care mă rog lui Dumnezeu să le înțelegem în fiecare dintre noi. Cândva un filozof existențialist german s-a plimbat printr-un parc și o steniță s-a așezat pe o bancă și a dormit acolo a venit un polițist, l-a trezit și a pus întrebarea asta. Domnule, cine ești? Și filozoful speriat, trezit din somn, s-a ridicat în picioare și a zis, Ei, tocmai aceasta este lucru pe care eu aș vrea să-l știu. Cine sunt? Realitatea este că mulți oameni de pe pământul acesta trăiesc fără să știe cine sunt, fără să știe de ce sunt aici pe pământ, și fără să știe unde au demers. Însă îngăduiți-mi să mai citesc o dată același verset din Scriptură care zice așa, Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Ei bine, dragii mei, astăzi îngăduiți-mi ca în fața acestei mărturii a celor 66 de tineri care și-au întors fața către Dumnezeu și-au ales să trăiască pentru Dumnezeu, îngăduiți-mi să pun această întrebare fiecăruia dintre cei prezenți. Tu știi cine ești? S-ar putea întâmpla ca la întrebarea aceasta să-mi răspundă cineva zicând eu sunt inginerul cutare. Dar nu asta am întrebat. S-ar putea cineva să zică eu sunt doctorul cu tare, dar nu asta este ceea ce am întrebat, ci întrebarea este aceasta, tu știi cine ești? Dacă vrem să știm cine suntem, dacă vrem să cunoaștem adevărul despre noi, degeaba întrebăm pe oamenii de lângă noi, degeaba întrebăm lumea aceasta, ci dacă vrem să înțelegem adevărul despre noi, trebuie să-L întrebăm pe Cel ce ne-a creat pe noi. Și știți ce ne spune Dumnezeu despre noi înșine? Citiți, vă rog, ce spune Scriptura încă de la începuturile ei. Dumnezeu l-a făcut pe om din... Că ziceți, dast, e una și același lucru. Omul a fost făcut de Dumnezeu din țărâna, din țărâna pământului. Și când înțelegem acest adevăr, dragii mei, suntem datori să desmerim. Uităm lucrul acesta. Vai, cât de ușor uităm lucrul acesta și spune în Psalmul 103: Căci el știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Obieții de noi, oamenii, cum uităm acest adevăr. Cât de ușor uităm că de suntem țărână. Și lucrul acesta s-ar putea să nu ne placă. Însă, astăzi trebuie să fac această afirmație. Pot să fii Miss Oregon sau Miss America. Scriptura spune că fiecare om este țărână. Odată, un cercetător de aici, de prin America, și-a propus să vadă cam, cam cât de valoros este un om. Și s-a apucat să facă niște socoteli conform chimiei, a constatat că trupul uman este făcut din mai multe substanțe. Care e interesant, toate substanțele din compoziția corpului uman sunt acolo în țărână. Și omul acesta a făcut niște socoteli și a zis, în componența corpului uman este multă apă. E scumpă apa? Nu? A zis el, mai este fier, așa cât ai face două, trei cuie, nici asta nu-i scump. A zis, mai este calciu cât ai vărui vreo doi pereți, nici asta nu-i scump. Mai este niște magneziu, mai sunt alte substanțe, repet, toate din țărâna pământului și omul a tras linie și a ajuns la concluzia că șapte sau opt dolari ar ajunge să cumperi toate substanțele acestea care sunt în compoziția omului. Ce ziceți? E onorabil pentru noi să știm că suntem țărână? Mă tem că nu. Țărâna ne deranjează. M-am uitat și eu la pantofi, că am umblat aici, prin zona asta și am văzut că am țărână pe pantofi. Praf, dust, mi s-a pus pe pantofi, ne deranjează. Vrem repede să luăm, să ștergem. Țărâna asta ne deranjează, vrem să punem ceva în grădină. Avem de luptat cu țărâna, dăm cu sapă în țărână vrem să facem șosele, ne trebuie excavatoare ca să luptăm cu țărâna, vrem să zburăm și forța gravitațională ne trage în jos țărâna. Avem de a face cu țărâna și avem de luptat cu țărâna. Ne deranjează. Însă astăzi îngăduiți-mi să vă aduc aminte același adevăr pe care aș vrea să-l audă toți cei ce sunt astăzi prezenți. Dacă vrem să ne punem întrebarea cine suntem, suntem țărână, oare să fim atât de ieftini? Cine și-ar da copilul cu 7-8 dolari cât a socotit americanul acela care ar costa substanțele din componența corpului uman? Nimeni n-ar face asta. De ce? Pentru că vreau să înțelegeți ceva. Peste țărâna aceea, Scriptura ne mai spune că s-a întâmplat ceva. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat peste el ceva de sus, ceva dumnezeiesc. Și aș vrea să înțelegi bine în această zi, oricine ești tu, că ești bărbat, că ești femeie, că ești tânăr, că ești mai puțin tânăr, aș vrea să înțelegi că peste țărâna de jos, Dumnezeu a pus suflarea lui de sus. Și dacă înțelegi acest adevăr, înțelegi de ce are valoare omul. Însă, dragii mei, astăzi, la acest eveniment extraordinar care are loc aici, sub privirile noastre, aș vrea să înțelegi când îți pui întrebarea cine sunt. Nu uita, ești țărână. Dar nu uita încă un lucru, că peste țărâna aceea a pus Dumnezeu ceva din el. Și atunci aș vrea să vă chem în numele Domnului Isus Hristos. Dacă vreți, aceasta este misiunea mea astăzi, între cei prezenți aici la Columbia River. Aceasta este misiunea mea, să vă spun că dacă suntem țărână peste care Dumnezeu a suflat ceva de sus, noi suntem chemați în fiecare zi să alegem. Ce avem de ales? Cui dăm câștig de cauză în trăirea noastră? Vom da câștig de cauză țărânii? Sau vom da câștig de cauză sufletului pe care l-a pus Dumnezeu în noi? Realitatea este că suntem chemați să alegem. Și vai, atâția oameni uită acest adevăr. Suntem chemați să alegem. Ideea că suntem țărână trebuie să ne smerească să umblăm smeriți cu Dumnezeu, dar asta ne ajută pe noi pentru că smerenia merge înaintea slavei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har, sigur. Ei bine, dragii mei, dacă am înțelege că trebuie să umblăm smeriți cu Dumnezeu și dacă vom înțelege acest adevăr că suntem chemați să alegem în fiecare zi ce vom alege. O, dragii mei, mă duc aminte de o întâmplare în care s-au întâlnit doi prieteni care nu s-au văzut de multă vreme. Și unul dintre ei a zis, hai la mine acasă. Au stat, au petrecut ceva timp, au derulat amintiri, au spus ce au trăit unii și alții și la un moment dat cel ce era gazdă, cel ce era acasă, a zis, prietene, hai până la mine în garaj să-ți arăt câte lucruri am găsit eu, doar umblând pe stradă. Să vezi câte lucruri am găsit doar umblând pe stradă și s-au dus în garaj și acolo au văzut o ladă mare, plină cu monede, nasturi, cuie, șuruburi, toate cele ce le-a găsit pe stradă. A stat, s-a uitat la lada aceea mare cu lucruri găsite, cel ce a fost invitat și când s-a uitat la asta și a zis, dragul meu, dacă mă uit la lucrurile pe care le-ai găsit, niciunul dintre ele nu are mare valoare. Dar am o frământare pentru lucrurile astea tu ai umblat ani de zile cu capul plecat, uitându-te numai în jos. Și ai scăpat din vedere strălucirea cerului, strălucirea soarelui, ai scăpat din vedere ceea ce contează cu adevărat. Ei bine, eu vă spun asta, dragii mei, noi toți suntem chemați să facem alegeri, să alegem ceea ce contează cu adevărat. Și în această zi vă chem în numele Domnului Isus Hristos să înțelegem că suntem chemați, să alegem să dăm câștig de cauză sufletului nostru. Uitați-vă la cei 66 care sunt aici. Ei au înțeles cine sunt ei. Au înțeles că trebuie să dea câștig de cauză sufletului lor și să caute mântuire pentru suflet. Și așa cum Pastorul Vasile Câmpean spune aici, este o singură cale de mântuire, nu sunt mai multe. Este unul singur care ne poate mântui și cu drag îi proclam numele, Isus Hristos. Dragii mei, de aceea vă spun, alege mântuirea și mântuitorul, alege binele sufletului tău. Îți va da fericire pentru vecii vecilor și mă rog lui Dumnezeu să te ajute să fii înțelept să alegi ceea ce este bine. Dar mai trebuie să spun ceva. Țărâna este așa de vulnerabilă. vezi un bulgăr de țărână, odată ai dat cu piciorul în el și se, se împrăștie tot. Ce vreau să spun cu asta? Suntem datori să alegem urgent. Urgent. Ca mâine s-ar putea să nu mai fim aici pe pământ. Tocmai de aceea, pentru că suntem țărână, trebuie să alegem în mod urgent. Însă, dragii mei, dacă am încercat să răspund la întrebarea cine suntem, suntem țărână peste care Dumnezeu a pus viață din el, cred că trebuie să ne mai punem o întrebare, de ce suntem aici pe pământ? care e rostul nostru? care e rostul vieții aici pe pământ? Și recitesc versetul acesta care zice, Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile, a lui să fie slava în veci. Amin. Ei bine, dragii mei, dacă vrei să cunoști rostul existenței tale aici pe pământ, îngăduiem să-ți spun, nu întreba despre rostul acesta, zic din nou, nici lumea, nu întreba nici oamenii, nici pe cei din jurul tău, nu te întreba nici măcar pe tine, ci întreabă pe Creator și zi, Doamne, de ce m-ai făcut? De ce trăiesc viața pe acest pământ? Cei ce sunt îmbrăcați în haine albe, ei și-au stabilit direcția. Este o singură direcție spre mântuire, și aceea este direcția așezată de Hristos. Ori viața pe acest pământ ne-a fost dată ca în ea să ne pregătim pentru adevărata viață. Așa cum mergi la școală, la școala primară, ca apoi să mergi la liceu și apoi să te duci la facultate, tot așa viața pe acest pământ are menirea și rostul să ne determine pe fiecare dintre noi ca în ea. Să ne pregătim pentru veșnicie. Dragii mei, de dragul atenției tuturor celor ce sunt și departe, pun o întrebare. Pun o întrebare și pentru cei ce sunt acolo, la margine de tot. Vreți să ajungeți în rai? Cine vrea să ajungă în rai, mâna sus cu mine. Vezi, ne doamne, mâinile ridicate. Sigur. Ei bine, dragii mei, ca să putem ajunge acolo trebuie să ne pregătim aici pentru acolo. Cum adică să ne pregătim? Ce putem să facem noi pentru acolo? Dragii mei, trebuie aici să facem repetiții pentru rai. Și m-am bucurat astăzi de cântările care s-au cântat. Toate ne-au transpus pe fiecare dintre noi, ne-au dus aproape de Dumnezeu și de Rai. Aici trebuie să facem repetiții pentru Rai. Ce înseamnă să facem repetiții pentru Rai? Știți ce e Raiul? Locul unde Dumnezeu este în centru pentru totdeauna. Și atunci, aici pe pământ, suntem chemați să învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L iubim pe Dumnezeu. Simplu. Aici pe pământ trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să-L iubim pe El. Aici pe pământ trebuie să învățăm să iubim familia lui Dumnezeu. Aici pe pământ trebuie să învățăm să fim tot mai asemănători cu Hristos, cu stăpânul raiului. Și atunci, dragii mei, eu vreau să vă conduc pe fiecare dintre dumneavoastră donate, foarte scurt, și vreau să vă spun că viața aceasta are sens numai și numai pentru oamenii care în viața aceasta se străduiesc să-l cunoască pe Dumnezeu. Simplu. Simplu, poți să faci multe, poți să ai realizări multe. Întrebarea mea pentru tine este aceasta: asta, dar îl cunoști pe El, pe Dumnezeu. Poți să stai la sfârșitul unei zile și să zici, astăzi am câștigat atâția bani. Foarte bine, felicitări! Însă întrebarea este aceasta, îl cunoști la sfârșitul zilei mai mult pe Dumnezeu decât l-ai cunoscut înainte? S-ar putea să trăiești bucuria că ai luat un examen, e foarte bine, dar mai important decât orice examen este să-L cunoști pe Dumnezeu Dragii mei, aș vrea să vă chem astăzi să înțelegem fiecare dintre noi că în ultimă instanță tot ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să-L cunoaștem pe El. Zicea prorocul Osea în capitolul 6 cu versetul 6 căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu, cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot ne cheamă Dumnezeu să ne trăim viața aceasta căutând în fiecare zi să-L cunoaștem pe El mai mult. Și te felicit pentru că ești astăzi aici. Ai ales un loc bun. Este locul în care se predică despre El, se cântă despre El și tot ce se face, se face spre slava Lui. Așadar, nu uitați, cea mai mare poruncă, zicea Mântuitorul, care e cea mai mare poruncă, învățătorule? să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Până la urma urmei, dragul meu, îți vei împlini menire aici pe pământ, numai în măsura în care aici pe pământ te vei sili să-L cunoști pe Domnul. În al doilea rând, să-L cunoști pe Dumnezeu și să-L iubești pe Dumnezeu este nespus de important. Dar în al doilea rând, e foarte important aici pe pământ să înveți să iubești familia lui Dumnezeu. Ia uitați-vă uitați dumneavoastră, eu sunt foarte bucuros. Pentru mine este un mare har să văd aici la Columbia River ati, adunați atâția români, adunați la oaltă și toți aceștia își doresc un lucru, să ajungă în rai, să ajungă în cer. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegem că acolo în rai nimeni nu se duce de unul singur. Hristos va veni ca să ia la el... O biserică formată din mulți oameni și biserica aceasta este biserica care îi cuprinde pe oamenii din toate viacurile, oamenii de pe toate meridianele pământului. De vrei să fii în biserica aceea, dragul meu, tu trebuie să înveți aici pe pământ să iubești familia lui Dumnezeu. Nu e lucru mic să iubești familia lui Dumnezeu. S-ar putea să stai și să zici așa, oh, suntem așa de diferiți, cum pot să-L iubesc pe cutare sau cutare? Am fost impresionat să văd că Domnul Isus Hristos, între ucenicii săi, a ales oameni care nu aveau compatibilități unii cu ceilalți. E foarte interesant să vezi că l-a ales pe vameșul Matei, l-a ales pe Simon Zilotul. Oamenii aceștia, dacă s-ar fi întâlnit pe stradă, ziloții, ar fi terminat cu vameșii rapid dar i-a adus Domnul la oaltă învățându-i să se iubească unii pe alții, învățându-i să stea alături unii de ceilalți. De ce? Pentru că în ceruri vom fi pe vecii vecilor împreună. Slujba mea m-a obligat de multe ori să caut să fac pace între oameni. N-am reușit totdeauna cât aș fi dorit. Dar <gântu -i> mă duc aminte o situație când am stat de vorbă cu doi foarte supărați unul pe celălalt. Și la un moment dat, unul când era foarte, foarte supărat, l-am oprit și am zis, dragul meu, păi dacă tu nu-l suporți pe fratele tău aici, cum vei sta lângă el în ceruri, o veșnicie lângă fratele tău? Știți ce a zis? Foarte nervos a zis, frate Nelu, dacă și pe ăsta îl duce Dumnezeu în cer, eu îi zic, mulțumesc frumos, eu n-am nevoie. Am zis, iertați-mă, dar am folosit o expresie foarte neacademic, am zis, te rog să-ți dai peste gură, pentru că ai spus un lucru foarte grav. Cel ce ne-a făcut pe noi să fim o familie este Dumnezeu. Și ne-a pus la oaltă ca să învățăm aici pe pământ, aici ne șlefuiește Dumnezeu, pentru ca în ceruri să fie desăvârșirea. Însă aici pe pământ avem datoria să învățăm, să ne respectăm unii pe alții, să ne prețuim unii pe alții. Dar încă un lucru care cred că este foarte important aici pe pământ să-l facem ca să înțelegem scopul vieții noastre. Să-L cunoaștem și să-L iubim pe Dumnezeu, să iubim familia lui Dumnezeu și să începem în fiecare zi să semănăm tot mai mult cu Hristos. Pentru că acolo în ceruri, toți cei ce vor ajunge acolo vor fi cei ce sunt ai lui Hristos. Și îmi place să cred că acolo în ceruri, vor veni îngerii Domnului și se vor uita și vor zice, uite ea ce tare seamănă cu Hristos, uite-l și pe el ce mult seamănă cu Hristos. Asta va fi în cer, oameni din seminția lui Hristos, care vor fi pentru vecii vecilor cu Hristos. Și atunci, dragii mei, aș vrea să înțelegem un lucru care contează nespus de mult pentru fiecare dintre noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu un adevăr care trebuie să-l luăm în considerare pentru că e atât de important. Uitați-vă, Roman, capitolul 8, cu versetul 29. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel, dintre, cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dragii mei, dacă în viața aceasta vrei să ai vreo realizare, cea mai mare realizare este să. Te asemeni cu Hristos, să fii purtător al chipului său. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos, pentru că Scriptura ne vorbește despre El. L-a onorat pe Tatăl în fiecare zi, a trăit pentru gloria Tatălui în fiecare zi. Și dacă vreți, lucrul acesta contează. Lumea, știți ceva, lumea va fi impresionată de realizările tale. Cerul va fi impresionat de asemănarea ta cu Hristos. Și atunci alege pe cine vrei să impresionezi? însă ca să semeni cu Hristos. Când vrei să semeni cu Hristos, Hristos te pune în situații ciudate pe care nu le înțelegi adesea. Vedeți Hristos caracterul lui Hristos era plin de răbdare. Când vrea Dumnezeu să te facă răbdător, te pune în situații greu de răbdat. Hristos era plin de dragoste când vrea Hristos să te facă plin de dragoste, te pune lângă oameni greu de iubit. Dar toate acestea cu un singur scop, să te pregătească pentru cer. Ei bine, dragii mei, cine suntem? Suntem creatura mâinii Lui și suntem chemați să înțelegem în smerenie că El ne-a făcut ca să trăim viața pe acest pământ ca o prefață, ca o vertură. Ca o prefață la ceea ce urmează. Și vreau să știți că Dumnezeu a pregătit lucruri mari pentru noi. De aceea vă chem astăzi, în numele Domnului Isus Hristos, uitați-vă la cei ce sunt îmbrăcați în haine albe. Ridic mâna sus și fac o afirmație pe care aș vrea să o auziți cu toții. Ei vor fi o mărturie pentru toți cei ce sunt astăzi aici. Astăzi Scriptura ne spune că cerul întreg se bucură uitându-se spre cei ce se întorc la Domnul. Însă într-o zi, dragul meu, pe oamenii aceștia îi vei mai vedea odată în ziua cea mare a judecății. Și dacă la botezul lor tu ai luat hotărârea de a te întoarce cu fața către Dumnezeu, de a te smeri înaintea lui Dumnezeu, dacă ai luat hotărârea să trăiești viața aceasta pentru Dumnezeu, căutând să-L cunoști pe El, căutând să iubești pe cei din familia lui Dumnezeu și căutând să porți chipul lui Hristos, atunci vei fi un câștigător. Mă rog Lui Dumnezeu ca toți cei ce sunt astăzi aici să fie și acolo în ceruri. Amin. Dar la încheierea predicii mai citesc o dată cuvântul. Din El, prin El și pentru El, Aleluia. pentru Hristos sunt toate lucrurile. Aleluia. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin. El i-a mântuit pe cei în haine albe, El ne-a mântuit și pe noi, El te poate mântui și pe tine caută fața Lui. Amin.